noi le-am adaptat ca profesorul să poată intra, faci click pe buton, descarcă Excel și raportul este gata. Vieții copii, <laughs> ce o să fac ei acum? <laughs> eu, eu, cred că mult hăt ai primit. E de prins, lumea să fie tot pe hârtie. Uh, stop, e posibil, știu? În școala în care învață copilul tău este studi. Da. Salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o ediție nouă de podcast. Astăzi am ca invitată pe Alexandra Granici. Salut, Alexandra! Salut, Alex! Prima întrebare că o dau la orice invitată e background-ul omului, ca ceea ce spui ulterior să concordeze cu cine ești și ce faci. La moment sunt uh, delivery lead în compania Andaris, um, compania IT, Uh, lucrez cu echipa de programatori, lucrez cu clienții și lucrăm la proiecte IT în, da, pentru diferiți clienți care nu sunt din Republica Moldova. Oh, my, my, my. Cam, asta este la moment, ceea ce mă ocup la moment. Uh, în, în IT deja sunt uh, al patrulea an, chiar mai mult, aproape cinci. Uh, am început, uh, calea mea s-a început de la Simples, am nimerit uh, în companie Simples odată cum am mutat în Chișinău și uh, s-a pornit treaba, deci uh, am nimerit într-un proiect micuț care a fost un startup, care a fost uh, practic un început foarte crud, care era doar o idee și erau câteva pagini făcute și m-am aprofundat foarte mult în acest proiect uh, și acest proiect a crescut destul de mare. Uh, da, cam, cam, asta e. Azi o să ai și rol de părinte. Da. Înțeles că ești mai mică de copil cu examen. Da. Uh, scopul principal era să discutăm despre studii.md. Da. Înțeles că asta e un alt, poți un alt, tot un copil de-al tău. Da. Uh, nu știu, încearcă să ne povestești cum s-a început totul. Uh, deci am venit uh, în Simples. Uh, primul proiect pe care mi, mi s-a propus uh, a fost studii media. Mi s-a arătat uh, landing page, deci pagina de titlu. Uh, după care eu am citit ceea ce era scris cu agende și registre electronice și um, sistem școlar pentru copii, părinți și profesori. Și prima mea reacție a fost, uh, bieții copii, <laughs> ce o să fac ei acum? <laughs> dacă până acum părinții nu prea cunoșteau, deci cunoșteau din ceea ce faci copilul doar din agenda și din uh, adun, copilul. copilul. și adunările părintești care se fac dată la jumătate de an. Uh, da, mi s-a părut așa idee destul de faină, dar chiar nu mi avem închipuire cum, cum asta o să lucreze în realitate. Uh, și, uh, ok, m-am început să mă aprofundez în acest proiect.

pentru început am creat registru pentru profesori, era făcut așa un, um, o variantă foarte minimalistă, foarte, um, așa, tehnică, da, doar trebuia să vedem cum, cum, um, cum va lucra asta și ce funcționalități trebuie să aibă. După care am început să analizăm toate detaliile. Um, am ridicat, um, nu știu, curicul, am ridicat toate um,

anume în, în sistem să vedem cum asta lucrează și cum am putea noi face așa ca registrele de hârtie să fie echivalente cu cele electronice. Adică cele electronice cel puțin să aibă toate aceeași funcție ca și cele uh, de hârtie. După care uh, am început să lucrăm și la uh, partea de elev și părinte, uh, astfel încât elevul și părintele să aibă acces la toate aceste date, deci am... Um, am structurat în așa fel ca elevul să-și vadă doar notele și agenda sa și pentru acasă, să ale părinții să vadă doar copilul său, dacă au mai mulți copii, să aibă mai acces la mai mulți copii. Și asta a fost cam prima versiune la care noi am lucrat. Totul a fost așa, vizual a fost foarte, așa spune, foarte simplu. Să vedem doar cum va lucra. Și am pilotat în trei licee din Chișinău, am pilotat, am învățat câțiva profesori să utilizeze, am conectat două, una, două clase din fiecare școală să vedem cum va reacționa și părinții și copii și undeva timp de un an noi am început să mai perfecționăm mai mult acest sistem, greșit deja din feedback-urile elevilor și profesorilor și a părinților și am lucrat chiar foarte intensiv și cu directorii de școli din aceste școli care noi am pilotat și am adăugat încă foarte multe funcții, deci în detalii am intrat cu toate notele, medii, cu uh, câteva rapoarte atunci am mai făcut, deci era așa un început bun. După care noi am decis că, um, așa spunem, prima versiune dacă cunoști ce înseamnă MVP, minimal valuable product, deci... uh, ne deși, frate, și -a, -a am amintit, da, da, deci ceva minim care deja corespunde unor cerințe ale utilizatorilor. Și noi am făcut acest MVP, după care am hotărât să facem, haideți să-l facem mai frumos. Să facem un design mai bun așa că deja să fie utilizat de către mai mult și mai pe înțeles tuturor pentru că design oricum, oricum face. face face foarte multe. Uh, și am început să lucrăm la design, uh, după care am um, în septembrie în 2019 noi am finisat lucrul la design, noi am finisat um, o mare parte, da, din, din această structură. Uh, din partea a profesorilor, din partea a elevilor și a părinților, deja în design nou și am avut mare lans lansare. Uh, atunci am organizat lansarea în Techville, a fost un eveniment destul de mare, am chemat și uh, inclusiv școlile care pe parcursul anului deja tot uh, au vrut să implementeze studii, tot ca um, chiar și în varianta de pilot, cum a fost prima variantă. Și din 2019, iată din septembrie, am început să ne alărgim Uh, au fost conectate, dacă, dacă nu greșesc, peste 20 de școli atunci, în 2019, uh, după care după care s-a început pandemia. Uh, după anul nou, în 2020, uh, când s-a început pandemia, uh, anume școlile care deja au fost conectate, au fost setate și uh, au utilizat de zi cu zi, ei atunci cumva au avut așa un, um, o soluție deja, deja gata uh, și chiar am avut foarte multe mesaje din partea la director că mulțumim studic, noi iată, am avut o soluție cum să repede să ne reorganizăm și să facem toate lecțiile online, să trecem la online, așa ca să nu pierdem foarte mult de material. Pentru că pentru toți a fost atunci un, un stres și un șoc foarte mare când s-au închis toate școlile. Uh, și în timpul pandemiei din 2020, iată din februarie, ianuarie, februarie 2020, până mai, noi am adăugat foarte mult funcțional în studii, um, a fost dublu sau triplu chiar adăugat timp de aceste câteva luni, am adăugat atunci um, posibilitatea de a expedia temele pentru acasă, când um, elevii făceau temele pentru acasă, făceau poze și puteau deja expedia profesorilor. Profesorii de acolo, din partea sa, au văzut toate temele pentru acasă direct în registru, au avut posibilitatea să intre în registru, să deschidă pozele da, și să le corecteze, să le editeze. După care am adăugat încă posibilități ca fiecare profesor să adauge link-ul la ora online, fie din Meet Google sau sau din zoom, deci fiecare cum putea așa și utiliza resursele informaționale pe care le avea și toate posibilitățile noi, deci am încercat cumva să adaptăm astfel încât, într-adevăr, cei care deja sunt conectați să le fie comod, ca ei să nu caute linkuri prin Viber, prin, nu știu, WhatsApp sau pe internet, pe poștă, adică ori în, în, în momentul în care um, așa multă lume și sunt foarte multe soluții și ei nu știu care din ele să le utilizeze așa că să fie de pe tuturor și să fie adunate toate împreună să organizeze o clasă întreagă sau chiar o școală întreagă la învățământul online noi am încercat cât de posibil să-i să, -i, să -i ajutăm să-i ajutăm anume ca să strângem toată informația care este într-o sistemă unică ca fiecare copil sau părinte, da, să poată găsi informația clar structurată într-o singură aplicație. Cam, cam așa a fost până la pandemie, adică până la pandemie și chiar în, pe parcursul primului lockdown pe care noi am avut. După care, e evident că în, în perioada de lockdown, în primăvara 2020, am avut foarte multe solicitări și am conectat multe școli și în timpul verii noi așa spunem, am lucrat intensiv la faptul ca să optimizăm ceea ce a fost făcut pe îngrabă și am, am reușit să optimizăm toate aceste funcționalități pe care le-am adăugat, după care în septembrie la noi s-au -au mai conectat toate școlile din Găgăuzia. deci asta a fost un așa să spunem, un parteneriat foarte reușit uh, când o întreagă regiune, s-a conectat la un același sistem unic și chiar și am putut uh, uh, obține mai multe rezultate din cauza că la nivel de o regiune, noi chiar am testat cum, cum ar fi dacă mai multe școli da, s-ar conecta și putem noi sau nu să facem niște parte chiar pe întreaga regiune sau uh, cum o să fie organizată toată această sistem, da, educațional, la un nivel de regiune. Și chiar mi-a plăcut foarte mult cum a această experiență, cum a trecut, pentru că s-au organizat uh, traininguri pentru învățători, pentru uh, pentru profesori, pentru directori de școli, pentru uh, persoane, așa spunem, care a fost, cărora le, le s-a fost delegat uh, rolul de administrator de sistem, așa spunem, da, în studii, pentru că oricum trebuie să fie o persoană din... instituție uh, din instituția de învățământ care să aibă grijă de sistem, pentru că acolo uh, da, profesorii adaugă temele pentru acasă, adaugă notele, dar inițial acest sistem trebuie setat, trebuie setate toate orarele, trebuie introduși toți elevii um, și aceasta ar fi bine să fie o persoană. Și um, atunci, la, în acea perioadă, au, noi am făcut chiar mai multe sesiuni pentru instruire, uh, sesiuni de instruire pentru profesori, pentru administratori, le-am arătat cum să lucreze cu sistemul și s-a început 2020-2021 un an școlar în care noi am avut pe lângă 49, îmi pare că, sau, da, 40. 40 sau 45 de școli din Găgăuzie, plus școlile din toată Republica care au fost la noi deja conectate. În sumă, ele erau um, peste 100 de școli. Deci, 100-120 erau în acel an. Și acel an a fost, noi am avut chiar maxim de școli conectate și am văzut cum lucrează acest sistem. Uh, da, evident, au fost, um, au fost și provocări, au fost și.

corecta toate neclaritățile care noi puteam să nu le observăm în mediul de test, când le-am testat. Pentru că mediile, într-adevăr, mai ales pentru elevii care sunt absolvenți, fiecare sutime și miime contează. Și dacă se rotunjește, gata, asta e trebuie de corectat, trebuie de văzut din ce cauza nume, la acest copil s-a rotunjit, la altul nu s-a rotunjit. Deci a fost uh, făcut uh, lucru foarte minunțios, foarte întreaga echipă noi, atunci am lucrat am lucrat la maxim. Și um, ca rezultat, ceea ce este la moment și uh, cum a crescut produsul, da, dintr o idee în ceea ce este asta acum. Um, eu, nu știu, eu foarte mult mă bucur că eu am, um, am avut posibilitatea să fac parte din această echipă și să lucrez intensiv la acest proie proiect, și la acest produs, da, care este până acum se utilizează de către școli, până acum eu primesc mesaje de la profesori și de la director de școli, chiar dacă nu mai, deja nu mai sunt implicat în acest proiect, dar până când, până acum uh, primesc mesaje de, de mulțumiri că uh, vă mulțumim foarte mult, ați creat un produs foarte bun care ne ajută întreaga școală. Și pe lângă faptul dacă părinții și elevii au acces, Uh, cel mai mulțumit sunt profesorii care uh, noi am adăugat toate raportele care fac profesorii de, de discipline, dirigenții, uh, directorii adjuncții, deci toate raportele care sunt, așa spunem, în, uh, în instituție, noi le-am adaptat ca profesorul să poată intra, faci clic pe buton, descarcă Excel și raportul este gata. Deci nu mai este nevoie să piardă foarte mult timp pentru aceste rapoarte, să le scrie de mână, să le calculeze cu calculatorul, să le verifice și așa mai departe. Deci maxim ce am putut noi să facem pentru, acest, pentru așa spunem, pentru sistemul de învățământ da, care este în Moldova, noi chiar am depus tot sufletul pentru asta. Și sunt mândră de faptul că s-a primit așa un produs foarte bun nu mai avem produs, oare asta mi se pare că poți spui, e, pot spui, singur produs care e direcționat școlii, produs digital, Da. anume produs moldovenesc. Da. Dar mai există la noi moldova companii locale um, de IT? Companiile locale de IT, da, ele sunt, dar eu nu am auzit despre proiecte anume legate de învățământ. Când noi doar nu mai am început să lucrăm la studii, atunci am făcut așa un mic cercetare de piață, să vedem dacă mai este încă ceva. Am înțeles că anterior mai erau încă sisteme care au încercat să facă un fel de online registru, online agenda, dar ele, peste un an doi, deci s-au închis proiectele din oricare motiv, și atunci, în 2019-2020, eram numai noi și chiar am vrut să facem ceva ce este mai bun și ceea ce nu a mai făcut încă nimeni. Eu, eu cred că mult hate ai primit, <laughs> cel puțin din partea copiilor. <laughs> Pentru mine cam -mi interesant fai. așa o, o idee. Există și semeni, nu știu că ai văzut, Da, da, da. da. Și pentru, eu, eu, am fost, eu doi ani în zile am lucrat în studii media, fiind profesor la Spiru Haret. Și observam că în pandemie, acolo te trezeci dimineața, apare ceva nou, știi? inclusiv și chestiile cele cu atașare de link-uri, atașare de PDF-uri și de poze și chestii. Eu, pentru noi a fost un pic mai ușor față de alte școli. Dar foarte mulți profesori se opuneau, puneau, de exemplu, chiar și în școlile care erau, nu toți profesorii utilizau Siemens sau puteți să lasă anul să spună notele sau ceva de genul, dar... Mm -hmm. Adică nu era în timp real. Um, e interesant, cum... Uh, voi comunicați doar cu directorul adjunct sau cu persoana care e responsabilă de să administreze sau uh, ați comunicați cu profesorii care utilizau, uh, propriu zis, uh, ca profesor utilizând registrul? Noi am comunicat cu toți. Noi am făcut interviuri. Um, interviuri de customer development numește. Adică, înainte ca să facem un funcțional nou, noi, în primul rând, făceam 10, 15, 20 de interviuri cu persoanele care vor utiliza acest funcțional. Și um, da, noi am primit foarte multe când, la etapa când noi doar am început să implementăm în școli, toți profesorii, chiar

Și zilnic pune una, două-trei note, două absențe, asta sunt câteva secunde, dar la sfârșit de semestru el are toate datele introduse, el are toate mediile calculate. Cumva asta e motivat să utilizeze. Și chiar erau unii care, la început, introduceau notele la sfârșit de săptămână sau la sfârșit de lună, și într-adevăr, se observau că le ia ceva timp să le introducă, au început să introducă zilnic. Am, am discutat cu profesori care, într-adevăr, au început să introducă zilnic și uh, da, și la sfârșit de semestru au văzut că asta merită. Um, un pic, uh, ceea ce este în simie, în simie, după cât eu cunosc, uh, se introduceau doar mediile semestriale, și se introduceau uh, numărul de absenți, deci date la sfârșit de semestru, dar nu se introduceau notele curente la noi era, era, și este până acum, așa să spunem, punctul forte, faptul că se, anume se introduc notele curente și din ele se calculează metele. Deci este un lucru destul de major care se face, așa spunem, după spate. Da? După câte cunosc, cei de la Sime au încercat, au încercat da, să

Uh, și cam atât. Uh, am avut ocazia să cunosc profesori care au utilizat studii și apoi au utilizat Sice, și au făcut această comparație. Și după ce cunosc chiar câteva școli care au început, care au utilizat anul trecut Sice, au trecut înapoi la anul acesta. Deci, ceva înseamnă că. Pentru mine pare strane în momentul ăsta când tu deja e un model care lucrează da. și nu le să-l adaptezi sau cumva să-l sincronizezi sau, de exemplu, cum pe un milion de platforme poți să-l ghezi cu același cont de, uh -huh. de Gmail să nu se întâmplă lucrurile date și aici, de exemplu. Noi am avut discuții cu, pare că, cu toți, um, așa, timp de trei ani jumate cât am lucrat eu la proiect au fost schimbați vreo patru miniștri. Și noi cu fiecare ministru ne-am întâlnit. Adică complicat. Noi, da, noi, adică și um, um, conducătorii uh, companiei și, și eu inclusiv am, am fost la câteva ședințe, am fost prezentă. Și este complicat când cu fiecare uh, ministru le arătăm, le demonstrăm, uitați-vă, asta lucrează. Și da, 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 este foarte bun, colaborăm neapărat și peste noapte schimbă ministrul. Și asta e uh, cel mai, așa să spunem... munca în zadar, hai la zero. Da, da. Cum crezi să fie posibil într-o bună zi să nu mai fie registru de hârtie și să fie doar în aplicație, în trei clicuri. Eu foarte mult aș vrea asta să fie, dar...

se cer să se dubleze toate rapoartele, să se dubleze informația scrisă de mână. Asta e da, deci asta e ceea ce este obișnuitul lumea. dar chiar mie mi se pare că COVID-ul a introdus foarte mult așa um, schimbări majore, pentru că chiar și în 2019, când noi întrebam de studii, implementarea, toți spuneau, de ce nu ne trebuie? Nu, nu ne trebuie asta. Nu că noi scrim cum am scris până acum, după COVID, deja toți se uită cu alți ochi. Pentru că, într-adevăr, când registrele au rămas în școli și când toți au plecat să învețe pe, pe acasă, și oricum trebuiau profesorii să pună zilnic notele și absențele, soluția a fost... Excel, tot. Da, Excel sau uh, în cazul nostru a fost soluția studii, pentru că, într-adevăr, ei au văzut plusuri din partea asta de digitalizare și mă bucur faptul că chiar și profesorii, ei sunt tare bravo, chiar și cei în vârstă, foarte repede s-au adaptat au învățat atâtea lucruri noi. Au învățat să utilizeze calculatorul, chiar și profesori care aveau peste 60 de ani. Um, așa că un pas mare ei au făcut timp de ultimii 3 ani, să spunem așa, 2-3 da? ani. Um, suntem mai aproape de digitalizare decât uh, eram cândva, dar totuși, uh, da, sunt. Uh, multe chestii și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere organizațional um, care un pic ne mai trage încă în urmă. Nu știu, ne mai trebuie în COVID ca să mai facem mm. un pas. <laughs> nu mulțumesc. <laughs> <coughs> Mulți profesori, într-adevăr, pentru că um, profesorii sunt așa un tip de oameni care foarte încă păstrează capacitatea de a învăța lucruri noi, ceea ce poate nu au oameni din alte domenii. Noi știm cu vârsta uh, oamenii devin un pic mai rigizi și la capitol dat. De exemplu, eu pe tata câte ori mă străduiesc să învăț cum să-și să achitie uh, facturile din aplicație. Eu am dus la Victoria Bank frumos. Am repetat, am intrat eu și. Nu știu, dacă mi-e ușor să mă roage pe mine, să, de ce el trebuie să depună efort? Așa, că anume, chestia asta te covate un pic să ne oprească din progres în ceea ce privește digitalizarea proceselor în general, dar presupun cred că următorile, 20 de ani, când ați venit generația nouă, noi deja am o să fim digitalizați, lucrurile se întâmplă în general de la sine. Și atunci, probabil, că școala să trebuiască, vrei, nu, redam să, să mergem pas cu, șantaj, cu oamenii din, din jur. Apropo, este o școală care deja nu mai utilizează, iată, de când am implementat studii, ei nu utilizează registrul de hârtie deloc. Și asta noi chiar, chiar și pentru mine era ceva interesant, să, um, așa spunem, să privesc așa din, dintr-o parte cum lor o să le reușească. Și văd că... Până acum, iată, anul 4 de când, ei utilizează. Uh, stop, e posibil, știu. Da. Deci, este o școală privată. Ah, ok. Da, este, da oricum, um, chiar și aceste școli private care s-au conectat, um, cu ei noi am implementat așa, tot multe chestii pe care școlile simple, spre exemplu, ei spuneau că lor nu le trebuie nu știu să... Um, descarci registrul în Excel să-l poți printa sau să-l descarci în PDF ca să nu poți edita l-ai descarcat în PDF și l-ai imprimat dacă au nevoie, l-au pus în mape sau l-au cusut, au pus ștampilă și atât, iată registrul, frumuseau Da, poftim printat. hârtie, urez. da este Da Nu știu, eu, eu sper că noi să ajungem eu, eu sper că noi eu să vremurile alea când nu se să dublăm sau să triplăm lucrul. Când nu să trebuiască să faci pur și simplu un click ca să ai acces la toate informațiile care ai nevoie. Nu mai trebuie. Adică să fii, de exemplu, dacă vrem de o școală, este director adjunct, este director adjunct pe educație, nu știu, dacă aveți nevoie de frumos, să nu mai aibă, să fac ședință, să anunțăți profesorii, încă un raport trebuie. și <laughs> faci calcule profesorul. După asta te, cu calculele făcute de fiecare profesor în parte, directorul junct le adun și face calculele lor. Da. Iată, chestia asta trebuie. Asta e un fel de monkey jobs și el nu trebuie să fie. Da. Și atunci când o să toate lucrurile astea, când o să digitalizăm nu doar pro, procesul educațional, ce ce se întâmplă în clasă, dar și procesul de management și procesul de gestionare, atunci noi o să avem mai, mai mult timp ca să realizăm procesul ăsta de educație. Uh -huh. Hai să abordăm un pic uh, rolul tău de mamă. Uh -huh. În școala în care învață copilul tău, este studii? Da, este. Și folosesc și profesorii claselor mari? Da, folosesc. Uh, și chiar și uh, învață într-o școală care a pilotat studii. Așa, în școală cei apărut mai întâi studii și apoi am apărut eu ca părinte. Um, da, la noi, în clasa în care învață copilul meu, um, așa s-a primit că chiar tot ce noi implementam de test, eu încercam să primească feedback din primul rând de la, de la clasa noastră ca părinte și plus din cauza că eu utilizam Я увидела такие стили: маринцушурли, пекари, диабичей, птиам снули вед. Я чка пареньти, да, с вед. Хопа, ну сорат тема пентрокаса. Репьюзер боец. Ходи схватим. Ну что, ну с медиа на прикади, где, к примеру, да, тота что боец. Ну с веди медиа. Ходи скорректием репьюзер. Шастал фосфорти оператив. Еще понаком. Iată, s-a început anul școlar și eu foarte mult mă bucur că nu chiar diriginta noastră, dar și ceilalți profesori de română, educație fizică, muzică, ceilalți profesori, ei tot introduc temele pentru acasă și ei chiar au văzut că asta, mai ales pentru copiii micuți, pentru clasele primare, când ei încă nu reușesc să scrie toate temele pentru acasă, de pe tablă în, în, în agenda, asta lucrează foarte bine, pentru că sunt mult mai puține mesaje în grupele de Viber, ce aveam pentru acasă, pentru mâini, sunt mult mai puține. Și asta chiar mă, mă bucur pentru că ai intrat, ai văzut și atât. Nu trebuie să suni, nu trebuie să deranjezi, chiar dacă, nu știu, la 10 noaptea facem zemlile pentru acasă, eu știu că nu, nu trebuie să deranjez pe nimeni, am intrat, copilul vede ce este pentru acasă, face și atât. Eu desoare, când nu reușeam să, de exemplu, să trăiesc lexita, mă sunet, să nu te mai de acasă o sau o găsesc pe studii? Și eu, de exemplu, uh -huh. punem ori în pauză ori și lucra, lucra, adică ce să scuza că am uitat notia să notia sau nu ne-a spus sau mai știu, e, e foarte... Acum, te, copilul tău e clasele primare. Îi fac educația digitală, ceva te aveau la opțional. Ei nu? au avut um, da, ei au avut în clasa 1 și în clasa 2 Uh, educația digitală, dar a fost inclus cumva în educația tehnologică, cumva așa, nu știu cum, să -a, a Ca un -a, modul ce? Ca un modul, da. Deci ei aveau suport de curs cu ceea ce învățam noi pe timpurile noastre în clasa 7 la informatică, <laughs> e din clasa 1. Mie -mi o să-mi fie interesant peste vreo câțiva ani și în general mi-e interesant, e tu programatori sau oameni din domeniul IT care au copii la școală și știu realitatea și ține de programare și de tot și vine copil la școală cu cu turbo pascalul de exemplu. adică <laughs> viziunea la lucruri care se învață sau pentru că foarte multe, în foarte multe cazuri, multe chestii nu se dezvoltă simultan. Adică, de exemplu, ok, la noi Moldova nu avem capacitatea asta ca să să facem mai multe manuale alternative să avem dar în România sunt manuale în care deja să învăț, să învăt din clasa 5, de exemplu. Dar e ca o alternativă. Adică profesor de informatică rămâne să leagă între resurse educaționale. Și interesant. Este... IT-știi, IT, 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 it corect spun, la plural. Oamenii din IT, e, din, la din ziua de, de, de astăzi, iată să vină să analizează un manual de, de, informatic. După cât eu cunosc, uh, acum chiar se lucrează la acest nivel, ca în școli, pare că chiar techwell lucrează, techwell în every school, uh, ca în școli să fie implementație uh, informații mai, așa spunem... Și noi tot lucrăm cu clasa viitorului. Noi. Dar e, oricum e un proces de lung durat și uh, E schimbare care e greu de făcut până la urmă pentru ca să implică necesitățile financiare. Dar chiar și depinde și de profesor, pentru că când am menționat că am făcut interviu cu profesori, chiar la Spirul Haret, cu profesoare de informatică, am făcut interviul și am văzut că ea chiar învață copiii să scrie cod, cât de cât. Învață. și copiii fac. Asta deja este un pas înainte. ceea deci, da, Ce da. eu nu am văzut în alte școli. Nu știu. Iar asta e inițiativă individuală. Tot vreau un podcast că sunt profesori cu pasiune care dau maxim posibil și au plăceri din faptul că îi oferă ceva copiilor, ceva mai mult decât îi scris. În, în și copiii prieteni. merg cu un entuziasm la școală. Ei când văd că profesorul e mult mai, nu știu, avansat, interesant. Nu le dă doar ce ce scrie în carte, dar le dă ceva altfel. Și copiii vor. Ei vor să învețe, ei vor să, să, să ducă la lecție de informatică, spre exemplu. Ceea ce nu au fost la noi, da, în timpul în care eu eram elevă, când informatica era așa o, o disciplină care se poate, se poate azi, să dormim acasă, prima lecție. Noi împreună <laughs> vremuri când la lecții de informatică, eu copiam text scris într-un document Word fotografiat pus în manual și îl copiam simplu textul la ecran să-l văd era în uh, Pentium 1 atunci adică <laughs> avem 30, 64 MB era memoria <laughs> noi scriam lucrări uh, Turbo Pascal care trebuia de făcut pe calculator noi le scriam foaie. Deci ce -i trebuie să facem la calculatoare și să verificăm dacă asta lucrează sau nu, noi scriem pe fai. Asta a fost lucrări. Asta era programare pe vremuri, <laughs> da? Chiar nu ți minți care a fost cauza, pare că sau calculatoarele atunci nu lucrau, anume când trebuia noi să facem uh, această testare, dar uh, da, am avut și așa experiență. Parcă nu e așa mare intervalul, în sens că din <laughs> 2000 până în 2020, dar iată la capitolul dat, da. dacă se face o comparație, chiar și pământul totuși în sensul bună, în vedere. Mm -hmm. bun al modele. Bun, mulțumesc mult.